Pompierii militari de la detașamentul Suceava au intervenit în ultimele zile pentru a îndepărta țurțurii de pe mai multe clădiri din municipiul Suceava. Astfel de intervenții au avut loc la blocuri din zona centrală, Opcini, Zamca, dar și la sediul Direcției Silvice Suceava. Pompierii au folosit cănci, dar și autoscara mecanică din dotarea autospecialei de intervenție. Pompierii au ținut să precizeze că intervin doar acolo unde țurțurii nu pot fi îndepărtați facil de la etajele superioare în urma unor acțiuni coordonate de asociațiile de proprietari. Sucevenii pot apela la serviciul unic 112 doar în cazul în care țurțurii s-au format în zone greu accesibile. Vrem să atragem atenția tuturor sucevenilor asupra dezafectării trotuarelor și străzilor, de zăpada din apropierea blocurilor, astfel încât trecătorii să nu fie nevoiți să meargă pe lângă imobile și să fie surprinși de eventuale căderi ale țurțurilor sau blocurilor de zăpadă dislocate de pe acoperișuri. Reamintim cetățenilor faptul că de îngrijirea și curățarea clădirilor și fațadelor acestora se ocupă proprietarii sau asociațiile de locatari. Pompierii militari acționează numai dacă arhitectura imobilelor nu permite îndepărtarea țurțurilor de către cetățeni. Totodată subliniem că în caz de pericol iminent de căderea formațiunilor de gheață și zăpadă de pe clădiri înalte, proprietarii au obligația să ia măsuri de avertizare și de marcare a perimetrului expus riscurilor. De asemenea, importantă este și atenționarea cetățenilor care intenționează să-și parcheze mașinile în apropierea blocurilor cu astfel de probleme legate de formațiuni de gheață, tocmai pentru prevenirea avariei autovehiculelor sau chiar rănirii persoanelor surprinse în interior.